17, convocată prin dispoziția primară numărul 92 din 21 a 4-a. Ședința este statutară, consultând cu indica de prezență. Suntem un număr de 8 consilieri, deci în majoritatea sa. Consiliul local își poate desfășura lucrările. Pentru buna desfășurare, aș dori să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință. Domnul Măciucă. Propun pe domnul Ladă. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Alte propuneri? Nu. Înainte de a procede la lucrări, aș vrea să spunem spre aprobare procesul verbal al ședinței din 30 martie 2017. Dacă este cineva împotrivă, să se pune spre aprobare procesul verbal, da? Da. Domnul președinte, vă dau domnul primar, aveți. Da, la ordine de zi. Se convoacă Consiliul Local Consiliul Local de la în ședință ordinară, pentru datele 2804, 2017, care și la ține în sala de proiect de hotărâre în de montare contravalorii călătoriei pe facea de transport al cadrului de date pe mâna APD 2017. La punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz către delegați SA, unor suprafețe de teren situate în localitatea Petrica, comuna Strugari. Și la 3, raport compartimentul resurse umane. Și la 4 diverse. Dacă vă aveți și alte propuneri la ordinea de zi. Cine e pentru ordinea de zi? E cineva împotrivă? Să abține cineva? În realitate, ordinea a fost aprobată. Dăm cuvântul cine prezintă primul proiect de ordinea de zi. La primul proiect de ordinea de zi este proiectul de hotărâre prin aprobarea de contări contravalorii călătoriei pe mijloace de transport a persoanelor de dată. Primarul comunei, având în vedere raportul compartimentului, expunerea de motive și adresa școlii gimnaziale și în baza dispoziției articolului 36 din legea 215/2001, proiectul de hotărâre are un singur articol, articolul numărul 1, se propune aprobarea de contării contravalorii călătoriei pe mijloace de transport ale personalului didactic de la școala Strugari pe luna martie, în sumă de 3.366 de lei. În raport se stipulează că decontarea sau plata echivalentă a costului de transport, contravaloarea de 7,5 litri benzină, la 100 de kilometri. Aici vreau să fac o paranteză că se decontează doar 7,5 litri pe la 100 de kilometri, cât consumă o mașină normală de 1,6. Aici era și discuția pe care noi o aveam vis-a-vis de microbuz, că cum să consumi microbuzul 10,5 litri. Păi microbuzi, încărcat tot timpul, e capacitate mai mare și aici, dacă decontarea se face la o mașină medie, care e de bază, se ia loganul între capacitate 1,400-1,600, deci normal că la care are 1,900 să aibă consumul mai mare. Depinde și de drum și de mers, că depinde și mai pe drum. Viteza de deplasare? Da. Au un număr de 19 cadre didactice care au folosit pentru deplasare de la domiciliu la unitate de învățământ, mijloace de transport comun, care li se decontează cheltuielile. Avem și expunerea de motive, unii este să face aceeași vorbire, avem și raportul de avizare a comisiei, prin mâna comisiei au trecut, deci pe mâna dumneavoastră au trecut, și deci articolul 1 se propune decontarea pentru suma de 3.366 de lei pe luna martie. Da, domnule. La 2... Cred că e bine să-l aprobați. Să-l aprobați, da.
Băi, discutăm, că putem să discutăm și cum vreți. Da, ce vrea să discutăm asupra... Sunt de acord cu Uniță. Cu punctul 1, cu de contoarea de transport, mijloace de transport al cadrului didactic și nu s-au modificat tot aceeași sumă care și lunii de urmă, nu? Bine, aici la plus minus. Aici noi, plus minus, la, da, la adresa școlii, avem pe fiecare aveți cadru tot didactic, biletele da, de da, transport, da, tot anexate da, la fiecare fișă în parte. Cei care vin cu mijloacele de transport, vin cu mijloacele de transport, cei care vin cu mașina proprie, da, 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 vin, dar cuantumul tot a 7,5 litri de benzină la 100 de kilometri. Altcineva, dacă vreți spune. Domnul Băcic. Sunt de acord cu decontarea transportului profesorilor. Pentru ce vreau să spun, este un beneficiu pentru ei. Și așa au salarii destul de mici, poate să vor mai mări în continuare, dar cu compensarea asta de transport gratuit este foarte binevenit pentru ei. Asta sunt de acord cu decontarea. Da. Dacă mai vrea să discutăm, ne pasă ca anterioare ori. Mai după. Le-a mai vindic, ne-a trece la votare. Poate la urmă toate astea, o dată. Cine este umbrie? Putea și la cum pe cum e cine. Da, am înțeles, dar eu am zis că toate eu am zis că da, o dată astea. Bine, și așa, și așa. Bine, hai să punem la băcinii pentru. De ce nu l-am invitat? Vă votul cineva. Da, să abține cineva, contra, nimic. Și atunci trece la punctul 2. La punctul 2 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz către Delgaz Grill S.A. a unor suprafețe de teren situate în localitatea Persica, Comuna Strugari. Având în vedere adresa Societății Comerciale Generale Electric SRL Bacău, împuternicit pentru Delgaz Grill S.A. înregistrat la Primăria Strugari, expunerea de motive, raportul de specialitate, prevederile articolului 12 din legea 123 privind energia electrică și a gazelor, articolul 47 și articolul 61 privind legea administrației publice locale 215, precum și prevederea articolului 34 din ordonanța Guvernului 35/2002 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare Consiliului Locale. În proiectul de hotărâre propun, printr-un număr de 3 articole următoare. La articolul 1, se aprobă dreptul de uz către Delgaz Grill S.A. pe durata existenței capacității energetice asupra suprafeței de 8 metri pătrați, teren situat în localitatea Persica, Comuna Strugari, teren aferent lucrării coexistență fibră optică aparținând Ministerului pentru Societate Informațională cu rețele electrice aparținând Delgaz Grill, amplasate în localitatea Persica, Comuna Strugari, este vorba de terenul de 8 metri pătrați din curtea școlii. Deci, încă o dată, se aprobă dreptul de uz pe timpul existenței capacității energetice. La articolul 2, după executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la stare inițială de către constructor. La articolul 3, ducerea la îndeplinirea peste hotărâri îi revine primarului, iar prin grijă secretarului se înaintează documentele către instituția prefectului la secție Delgaz și se va duce la cunoștință publică. Știți că s-a lucrat la rețeaua asta de fibră optică pe stâlpi din metal și de lemn. De lor asta, despre ei vorba? Despre ei vorba. În baza certificatului de urbanism și aprobat, autorizare tot și autorizației, cutia, cum îi spunem noi, da, în care se află centrala cu toate fișele, cu tot ce este acolo, cum prevede tehnologia,
Noi le-am pus la dispoziție 8 metri pătrați, casa să acordă în mod gratuit pentru uz, atâta timp cât există construcția acolo. Dacă între timp vor fi doar antene acolo și restul merge pe cine știe cum evoluează știința și tehnologia, atunci când o să dispară centrala de acolo, ei sunt obligați să vină să libereze și să legeze. Deci acolo vor pune 8 stâlpi, parcă am văzut eu. O nouă. Nu, 8 metri pătrați. 10 stâlpi am văzut acolo. 10 stâlpi. Am citit noi aici. Se referă la stâlp de 80. E vorba de instalarea 10 stâlpi. Fiecare cu suprafață de 0,8 metri pătrați. Într-o mulțire, 8 metri pătrați. Am înțeles chestia. Este vorba de coexistența a două... Păi da, suportul celălalt. De asta am vrut să spun. Dar e inclusă și centrala care se pune în curtea școlii. Deci, pentru finalitatea demersului lor, trebuie să le punem la dispoziție acești 8 metri pătrați, inclusiv și acești 10 stâlpi. Stâlpul cu poți să se ocupi. O suprafață... 80x80. 80x80. Și asta 10 face 8 metri pătrați. Și momentul, exact. Care, și momentul în care el nu o să... Pentru că atunci ăia 10 stâlpi care trec și normal pe intravilană sunt tot a noștri și noi îi punem în mod la dispoziție. Noi nu știam la început... E pe ce vorba. Deci nu știam... Că am zis că poate să aștept cu șternie. Ce vor fi cu ei și cine. Deci e vorba de rețeaua asta care... Asta ca fibra optică și... Da, e clar. Da. Cine vrea să discute asupra... proiectul ăsta. Noi, de fapt, am discutat... În comisie s-a discutat. Dacă dumneavoastră, față de comisie, de ce ați discutat în comisie, mai crezi și mai trebuie adus la cunoștință, poate... Ați discutat numai în comisie, n-au fost ceilalți consilieri, poate. Da, am fost toți în comisie, pentru că ceilalți nu prea avut acta activitate și ne-am cumulat, cum ar veni la... Am fost înțeles la echipă. Da. Să puneți... Da. Deci... Tot ce să vin în comuna noastră pentru bunul mers al localității, pentru intervenție, pentru cetățenilor, suntem de acord ca să monteze, să aprobe o 8 metri pătrați pentru amplasarea tehnologiei. Da, vrea să mai discute cineva? Deci la această stație să deținuți radiații la pentru copii la școală? Păi cred că nu, să avea voie. Sunt radiații, dar în limitele prevăzute de lege. Eu știu din Italia, când am intervat pe un blog, deci au făcut toate reclamații și au dat toate acestea de jos, pentru că erau radiații. I-a afectat pe oameni. La sănătatea lor. Și de asta duc și eu, să fie totuși radiații și pentru copii, să se întâmple ceva cu copii. La copii mai bine. În momentul în care ei au ținut autorizație, atâta timp cât îți dă cineva o autorizație și autorizația, au dat consiliul. Să mai dau joi frumos. Nu vrea să dau frumos. Sunt prea multe locuri. Avem mai grijă de copiii noștri și îi răspundem. Dacă noi am avea grijă de copiii noștri așa, dar nu le-am dat nici telefonul mobil în buzunar. Și ăsta e mică radiație. E mai radiație asta, că stă cu el la urechii zilnic. Și tablete și tot. Da. Și în casă, da. Să punem la votul. Deci sunt autorizate, s-au cerut, există autorizații de construcții, de lucru, de mediu, de la toți factorii care... Îți dai seama că exact mai ridicat problema, s-a ridicat problema de situație. Că odată ce au autorizații și avizul de la Ministerul Sănătății și de la... de SP și la toate, înseamnă că oamenii se întâlnesc. De asta, era un radiat, se făcea mai încolo, mai departe de școală. Ca să nu afectez la copii. Putem să o ducem și în câmp, să o instalăm, dar ne trebuie utilitatea. Deci ne trebuie structura. Drumul. Ai curent. Infrastructura. Lumină, curent. Cine pentru? Haide să rușim. Expropierea pe proprietarul de unde se amplasează. Dacă e în afară terenul primăriei. Dacă e în afară.
Cred că este foarte bine venit. 8 din 8, da? Să avem cineva, mă o trebuie. Da. Trecem la punctul 3. Raport cu comportamentul resurse umane. Asta au luat citire la un compartiment. Și este fiecare instituție publică, fiecare societate, are un compartiment care se ocupă de resurse umane. Noi, în cazul organigram și aparatului special, Statele Primare Comunului Studare, avem un compartiment de resurse umane, format de un post, postul este vacant, deci neocupat, este sub direcția ordinea mea, toată activitatea de resurse umane, eu am făcut ordinea mea, tot ce înseamnă resurse umane. Obiectul de activitate este conform de statul individuale. Discutăm de managementul funcției publice, care este în bază legea 188 din 1990, statul funcționarului public, și codul muncii, legea 53 din 2003. O sinteză scurtă pentru anul 2016. În cursul anului 2016 am avut două concursuri de recrutare pe compartimentul financiar contabil. Amândouă concursurile au fost promovate, au fost ocupate. Un post a fost pentru consilier asistent, deci nu a fost nevoie de perioada de stagiu. Celălalt post a fost pentru referent debutant. După perioada de stagiu de 6 luni de zile s-a făcut numirea în funcția publică. Iar la acest moment, în compartimentul financiar contabil, avem 3 posturi, toate ocupate, în întregime și își desfășoară activitatea. Tot în cadrul anului 2016 am avut un concurs de promovare pentru 2 funcționari publici, în grad profesional, prevăzut de statutul funcționarului public, care ne spune cât din 3 în 3 ani, dacă funcționarul are rapoartele de evaluare foarte bine, obligativitatea este de a-l promova în carieră și de a-i asigura toate drepturile necesare. Este vorba de doamna Popa Claudia și doamna Medel Pienuța, care au trecut din gradul asistent în gradul principal. Tot o sinteză, ca o sinteză a activității, trebuie să știți că tot ce înseamnă resurse umane, în principal, se referă la rapoartele de evaluare a activității profesionale a funcționarilor și a personalului contractual. S-au efectuat toate rapoartele de evaluare, au fost verificați toți funcționarii și tot personalul contractual. Un punct bun pentru primăria noastră, chiar toți salariații au avut foarte bine la calificative. Domnul primar a avizat și a aprobat respectivele evaluări. O altă problemă a resursei umane, după cum știți, acum există un program pentru personalul contractual, se numește Revisare, undeva de acum 4 ani. În afară de hârtii, se ține și programul ăsta electronic. La orice modificare, suspendare sau încetare a raporturilor de servici, trebuie operat în termenul de 24 de ore aceste modificări. Și aici totul cum trebuie. În afară de funcționari, aici am dat să vă zic și personal contractual, avem și asistenții personal, care și ei au statut de salariat, cu contract individual de muncă. Avem un număr de 16 asistenți personali, care sunt tot ai noștri. Din punct de vedere financiar, pentru noi, de anul ăsta, finanțarea vine de la Consiliul Județean și nu mai vine de la bugetul local. Ce ne propunem pentru anul 2017? Din urma discuțiilor cu domnul primar, am spus că la compartimentul poliției locale, noi avem compartimentul prevăzut cu 3 posturi. Unul este ocupat de domnul Cărăușu Bogdan Vasile, 2 sunt vacante. O să scoatem pe parcursul anului 2017. Eu sper, în săptămâna viitoare trimit la ANFP, că legea HGO 611 din 2008 ne spune că cu cel puțin 45 de zile înainte de desfășurarea concursului trebuie să obținem avizul ANFP-ului. Eu săptămâna viitoare fac toate diligențele necesare în sensul ăsta de a transmite către ANFP și spun eu că undeva până la 1 iulie, maxim 15 iulie, ar trebui să desfășoare concursul de recrutare pentru un post de poliție locală. Este vorba de post de studii medii, pe debutant, deci fără vechime, și va fi acest concurs de recrutare și vorbim de funcția publică. În al doilea semestru al anului 2017, tot în urma discuției cu domnul primar, am stabilit la compartimentul SVSU, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, că este vacant și avem neapărat nevoie din om acolo, că vedeți ce se întâmplă, doamne iartă, sunt atâtea avertizări și atâtea probleme. O să avem recrutare, aici discutăm de personal contractual, o să avem recrutare pentru șef SVSU în cadrul acestui compartiment. Să dea Dumnezeu să scrie lume cât mai mult la concurs și să le ocupăm pe amândouă posturile, la amândouă compartimente.
Mai ce trebuie să mai știți? La nivelul instituției comunii Strugari, funcția publică, tot așa cum revisarul, funcția contractuală, ține evidența electronică, se numește un portal de management al ANFP-ului, tot ce înseamnă funcții publică, tot la fel, 24 de ore la orice modificare, online, se transmite Agenției Naționale a Funcționarului Public, se raportează totul pe acest portal de management, totul este, ca să înțelegeți mai bine, în 24 de ore vede toată lumea ceea ce se întâmplă cu noi, dacă suntem în evidență de unei instituții publice a României. S-a actualizat în permanență, n-am avut nicio problemă ca la registru electoral, tot timpul, în acest termen, 24 de ore, am făcut modificările și nu am avut nicio problemă cu cei din la internet sau din la NFP. O altă componență importantă, după cum știți, la toate compartimentele de specialitate, se arhivează documente la data 31 decembrie. Și în cadrul compartimentului resurse umane s-a arhivat tot ce înseamnă documentele care s-au generat în anul 2016 s-au predat responsabilului de arhivă, doamna Popa Claudia. Ca obiective majore, să facem ce am făcut în 2016 și în regulă. Vă mulțumesc frumos. Cine vrea să discute asta pe arhivă? Dacă nu sunt deschise. Vă desplere, da? Da. Supun spre aprobare. Chiri Petru. S-a absent cineva împotrivă? Trecem la diverse. Dacă sunt probleme, la diverse. Dacă nu, chidem ședința. La diverse, să fie un legător cu drumul ăla, dar noi domnul primar acolo, de un gardul. Dacă ne mutăm toți gardul de la jos, și facem. Unii mai dăm zapata, iarna, unii o... cu gargulea. Ați văzut dumneavoastră, am mutat cu un metru gardul de șanță. Ce facem? Închidem pământul statului? El... Acum, spuneți-vă dumneavoastră, ați văzut, s-a vorbit zapata asta, mare nu aveam să dea zapata, că îl dădeam noi în gard, vertical, îi dădeam cu chiar trageam, ce facem? Făcut o rădicuță la poliție, dacă nu avem polițai comunitar, noi trebuie să meargă să lucră. Că de eu la mine am stăcat gardă acolo la Valenție și tot face și faceau acasă. Am zis, băi, să ai oameni, dar face ceva de acolo mână. Ei îl închide. Că-i drept. Spune-mi, spune-mi. S-a închis? Da, m-a închis un metru, intrat și acum ar trebui să mă durăm drumurile alea și adunam balasul ăla să-i punem pe ăștia de la ajutorul social care stau și ăștia degeaba, nu să țări nimeni de ei. Adunat acolo și pus cu partea alaltă, ca să-l avem și la iarnă, ca să nu mai aducem să cheltuim niște bani să-i aruncăm în urmă. Mă nu văd. Acum, eu am pus acolo când omul își făcea la gardul și l-am avertizat că dacă eu mă duc acolo în iarnă, să dau zăpadă la o parte și el, dom'le, nu e nicio problemă, oricum, la un metru cum era... Păi, nu știu, dar dacă se duce Florin, dom'le... Stai puțin așa, ai vorbit. La, așa cum ai spus tu, că am mutat gardul mai aproape de șansul betonat acolo, eu când vin aici și dau zăpadă la o parte, eu nu am unde să o dau și pe matale, gardul se ducă jos. Ei, omul zice, domnule, asta e răspunderea mea. Și așa, dacă stătea acolo, se ducea jos, că e râp. Râp, râp. După aia, după ce s-a iscat discuția, i-am zis domnului Ciolocă. Domnul Ciolocă, am înțeles că l-a avertizat în scris să nu mai facă nicio schimbare de gard, fără să vină să aibă aprobare. Să aibă aprobare de la noi. I-am zis că eu la drumul comunal deja am o anumită zonă, lățime. O anumită lățime, un drum local, un drum comunal, un drum agricol, o anumită lățime, o anumită zona drumului, așa, și... Cum mi-am spus și eu, hai? S-au liniștit până la urmă. S-au liniștit până la urmă. Nu sunt mers. Sau e niște până la toată urma, că l-au făcut în continuare. Ascultați-mă, păi da, nu, el tot în continuare, l-au făcut până la vale, nu numai pe-al lui, că îl făcea și la fânări, la vale, făcea până la vale, că l-au luat niște pe vale. Stați-mă, vorbim sper. Și de acum începe și ăștia la deal, că vine și ei, dacă l-au făcut niște, vin toți de acum cu șanțul. Și facem o bramburială, mai în loc să lăsăm până de la timp. Bramburială nu se face, să spun nici nu se face bramburială, pentru că eu am fost acolo cu mic și așa am păsturat un pic. Eu de la axul drumului până acolo trebuie să am 4 metri. Eu am 4 metri.
Deci nu-i problemă. Trebuie să fie o condiție, trebuie să se lase de la el. Dar de la un fost drum până acolo și acolo a fost gardul. Să-l ies acolo, gardul vreau fost. Nu-l putem, că-i facem tot ce vreau facem. Eu, înseamnă că la mine acolo, eu știu cum l-am jos de acolo, nu mai are măsă. Dar eu l-am dat jos ca să aibă un băi cu un murică la dealul, un coboară la mare. Să aibă legoțică de la zime. Păi da, așa ce facem? O strângem drumurile, toate ne facem și toate ne facem să... Închidem șosele. N-are cum să mai strângă mai, mai departe, că are beton. E, da. Da, referitor la cei care i-am pune să facă curățenii, că nu sunt supravegheați de la 416, oamenii de la 416 la Perșica, eu zic, și-au făcut treaba anul ăsta da. Și în iarna asta. Așa cum i-am văzut noi, cum ne-am văzut. Că sunt da, oameni, sunt oameni care, care nu i-au văzut niciodată, dar noi când am trecut mașina, cred că de fiecare dată am văzut zbor odată pe drum. Da. Și cum mă ajută personal, aruncând pietre. Și da. Maria Sadriana ăsta în viață? Într-adevăr, și dacă stai să-ți ocuți pe la Perșica la ajutor social, mașina lață 5 oameni. Da, bă, da, 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 norma de lucru, atâta cât prevede legea. Pentru că eu nu trebuie să-i țin la ajutor social 30 zile în 30 zile calendaristice. Nu, dar nu sunt nimeni atâta. Dacă ai făcut, fără nu sunt au normă stabilită... 40 de ore. Deci au 40 de ore. Păi și de fapt, de fiecare. În funcție de venit. Nu pot să vă zic acum ar fi de rost. Da, în funcție de venit în care există în familie. Se transformă, e o formulă și le spune câte ore să facă. Domnul polițai comunitar stă la primarie, ești foarte văzut, că pentru că am fost la, la Berești, era polițaiul momentan, era cu oameni acolo, râneau șampul, îi făceau, deci eu luam pe toți, băi, azi mergem toți. Aici, ca să nu se mizea apărare până. Așa s-a făcut peste tot. Da, exact, așa cum trebuie să facă. Nu e legătură cu polițaiul. Nu, am fost bine peste ei. Nu, dar... Eu la Berești am șase polițiști care fac activitate cu ei, eu la mine am unul. Și gândiți-vă câte fenomene meteorologice sunt, băiatul ăsta stă la permanență și stă și dimineață până la a doua zi dimineață. Și numai în luna asta, că știți ce a fost atât la trecută? O stat 3 zile și 3 luni. La Berești. La Berești Azlău ai 6 polițiști, câte unul în fiecare sat. E normal să-l vezi în fiecare zi în sat. Eu am unul la 6 sat. Da. Dacă mai discută cineva, dacă nu... Vreau să spun că la Nechidiș... Alții încearcă să scapă de poliție. Noi încercăm să... Nu, nu, dar mai cineva ce-a făcut dacă nu-l dovedește. Unea, din, cred că din proprie inițiativă, și-au făcut șanțurile la, la poartă, dar... Momentul l-au pus în drum. L-au pus în drum. Și cum drumul la Nechidiș, partea asta, spre Biserica Catolică, vine mai mult pe drum că vine apele mari, dar la totul va fi luat apă. Ar trebui atenționați cetățenii ăsta, Burețarul, cum îi spun eu. Bobărnac? Bobărnac, cu botezatul Vasilie. Într-adevăr, și-au făcut șanță, dar foarte mult pământ, e mult. E, cred că sunt două, trei căruși la fiecare, la fiecare. Pământul ăla trebuie luat de apă. Noi am făcut acolo chestii. De fiecare dată când locuim într-un noi, ne-am scut buldo și l-am luat. Oamenii acum sunt învățați. Eu nu cum pe marginea drumului, cei de la primărie... Deci au dat o parte prin, spre grad, dar nu, nu i-au încăput, e zona foarte mică. Restul, mare parte, l-au dat pe, pe, pe drum. Dar dacă va ploua sau mai așa... Dar tot am adus aminte de familia Bobărnac, domnul Teo are să vă spună ceva din familia respectivă. Și valabil pentru toată lumea. Da, și v-aș ruga să monitorizați dumneavoastră. Adică urmă... să multiplicăm informația asta. Pe o deseminăm cât mai mult posibil. În urma unei atenționări, unei adrese de la liceul Mangelon din Bacă, ca unde el e elev, mi s-a adus la cunoștință despre nici eu n-am știut până ieri, nici acum nu știu prea mult ce înseamnă jocul ăsta, e vorba de balena albastră sau ceva de genul ăsta. Au făcut adrese către postul de poliție, postul de poliție ne-a făcut adrese nouă. Noi, compartimentul de asistență socială, am fost la fața locului. Am constatat că, într-adevăr, prezintă tăieturi pe antebraț,
într-adevăr s-a consultat arhiva electronică din telefonul lui și s-a constatat că a accesat câteva etape din jocul ăsta, tot ce presupune, la rândul nostru, Comitetul Ministerului Limitate a făcut adrese către DGAPS la Serviciul de Protecție a Copilului să ne asigure asistență profesionistă. Problema care este? Că, în general, când apare o situație de asta, mai apar și altele pe lângă. Așa, noi diglumit în sensul că el face parte din comunitate. Noi, consilieri, avem copii. Noi, consilieri, avem rudi, avem consilieri care au copii și foarte ușor poate să fie manipulați înspre rău. Imediat e un exemplu negativ și copilul, am înțeles că creează o anumită dependență. Dacă urmezi fazile alea, este chiar periculos. Ultima fază, nu vă spun, este da, e... Nu s-a întâmplat, ați auzit și la rapul. Dar să vorbiți cu oameni de comunitate, cu părinți, să le spuneți de... Pe care știți că sunt prieteni cu el. Dar asta deci nu-i neapărat să fii prieteni. Un exemplu eu am pățit. Am pus într-o seară, două, trei săptămâni în urmă, am pus telefonul, l-am cărcat, n-aveam loc unde stau eu și l-am pus la Pavelică. Eu, na, fiind foarte amator de telefoane, este extraordinar. L-a luat și l-a băgat sub plavă, și el s-a culcat. Și noroc s-a dus nevastă, așa, și l-a văzut cum a simțit. Deci el deja scrisese acolo, în loc de B, a scris Dalena Albastră. În loc de B, a scris Dalena Albastră. Telefonul meu. Da, pentru că vorbim de curiozitate, copiii deci sunt curioși. Deci toți de la școală. Sunt de ăștia mari care n-au ocupație. Nu, nu-i de la școală, nu înțelegeți greșit, nu-i de la școală. Că sunt de ăștia mari care n-au ocupație. Vă bărnați marul frate aici. Vă bărnați marul frate aici la școală. Trebuie să înțelegeți că minorul... Și cum se face că istoria asta de copii aia, că e clasa a treia, se atașează numai de elemente. Păi dar ce vreți să mai citească Eminescu? Numai de elemente astea bune, de Ioniță, de Iustin, de... Noroc că trăim mai puțin de Eminescu, dacă trăim de Sadoveanu... Deci, tentația e foarte mare, cu toate că acum nu de mult, spune bă, că nu e nicio treabă în... Nu-i ceva de scapes nepoți acasă, și scriu și Italiana alba asta. Da, dar pe care se întâmplă, deci e mijloc, cum o să ne de la elemente și greu. Trebuie să aveți grijă și dacă puteți, vorbiți despre aspectul ăsta, informați populația. El spune că nu o mai continua, dar s-a verificat telefonul și au parcurs 3-4 etape din... Mai mult nu vă pot spune că eu nu am deschis, dar vorbim cu fetele din compartiment, discutând un pic cu ele, situația nu e bună. Vă dați seama, dacă am făcut adresa la DGAPS, nu e în regulă. Da. Domnul Riț are ce să răspund ceva. Domnul Riț, este după chiar cu animalii la mâneare, tacraului ca să o pripărească acolo și a închis foarte cu cumătii. La mâneare asta vrei? Cu plama. Plama, la plama, la Italia, la Chibit. Acolo... Da, de exemplu meu, eu m-am dat la contractor și așa mi-au pus plata. Acolo este... Drum de când m-am făcut eu mâncii. Acum, țineți cont de un singur aspect. Noi, Comuna Stugar, aveam un domeniu public. Noi, în domeniul public, avem prinsi toate drumurile agricole și neagricole, drumuri locale, drumuri comunale. Dacă de aici până în Bărățeni era un drum făcut pe timpul înainte de 1991, când a apărut legea fondului funciar, era un drum făcut pe terenul oamenilor, dar fără ca primăria să l-a în domeniul public. Fără să fie în registru, cum se chema, e parcelar cu drumuri care se fac parte din domeniul. Nu e arta comunii. Dacă la dumneavoastră acolo există un drum care se vie pe planul cadastral, da, era prins în domeniul public și era primăriei. Nu există drum acolo prins în planul cadastral. Drum acolo, eu de când am făcut eu și eu știu de când am făcut voi pe aia. Și omul ce pretinție are? Pretinție are omul. Omul are pretinție să pune niște balasturi, că și el plătește impozit la stat. Deci asta e altă problemă. Așa și pe unul poate să treacă oamenii acolo. În cazul în care este proprietatea lui și el acolo lasă
acces circulații. Noi nu ne trecem la tarra din lucru. Acces circulații, atunci noi putem să-i facem, dacă este un loc unii așa, putem pune un pod, o mașină de balast, ca să poată trece. Pune o pod acolo la el. Acolo poți să poate face. Prin bună înțelegere. Bine. Toți proprietarii de teren lasă câte fiecare să treacă fiecare. Pentru că și eu când mă duc în Armanul la bucată, a venit Sărățeanu și mi-a blocat drumul. De aici la deal nu mai treci, domnul Rotariu, că e terenul meu. Foarte bine. Dar și el când vinea la vale, venea peste mine. Păi și atunci eu... înțeles omul, da, domnule, las eu, las da. Așa. Păi și eu am tot la pion, deci eu puteam să... Uite, în plopul, când te duci în fundul plopului. Păi fiecare omul a lăsat capul. Fiecare a lăsat capul. Adică la tarna sunt pierdut. Fiecare omul a lăsat până pe doamna. Deci vă nu zboară nimeni. La doamna, la vale, s-a rupt canalul. Bucata este rupt în două. Oamenii au înțeles să lase pe marginea canalului drum. Deci trebuie să fie un pic înțeles. Păi și la noi, păi este drum pe marginea canalului, pentru acum, că nu-i dau. Acum mai este și varianta cealaltă. Dacă omul te lasă să treci pe 4 metri sau pe 2 metri, în momentul în care tu te duci, eu mă duc cu utilajul, cu căruța unde mă duc, în momentul în care e moale aici, normal că o colesc cu unii pot să trec. Și fiecare se supără. Dar dacă este un loc, cum am spus, în care este un pârâu, este ceva, avem un tub, punem un tub, ducem o mașină de seatră, punem niște balaustre. Omul ăsta, și asta e supărat. Nu că, băi, nu treci, treci. O înțeleg, domnul primar. Domnul primar, am și o problemă. De exemplu, când s-a făcut drumul ăla de la Pentica la Islas, de la Pop la Islas, dumneavoastră a spus că noi să nu ne facem șansurile, că să le facem liberit, de să le facem uniformă, nu știu cum. Da. Și o parte din oameni așa au rămas, o așteptat. Să mai face șansul sau nu? Da, eu am văzut acolo, s-au făcut chiar niște alunecări de la Ținteanul la deal. Așa, noi anul trecut am avut în plan să ne luăm o mașinuță cu care s-o putem... Nu, dar nu vorbim de acolo. Noi vorbim de acolo, nu de la Popul la deal. Da, 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 și treaba... La proiecturii. Și treaba... De la Matale la deal este unul Ținteanul, care are Matale. Da, dar acolo e lumica. Poftim? Ce adică s-o rup ceva acolo? Acolo vine, l-ai văzut că a venit pământul și-o înfunda șanțul, de la, chiar la fântână la Ținteanu, un pic mai la deal. De la bucata lui Viscreanu, de acolo până la păi Ținteanu, nu mai este de la... E înfundat tot. Păi dar de acolo, de la Viscreanu, da. Nu mai este șanț până păi la da, mine. Nu mai este, dar eu când am trecut la deal cu vincile și ne-am da. Uitat acolo, pământul s-a lăsat tot și șanțul nu mai există. Da. Dar n-am avut posibilitate să luăm anul trecut o mașină, că nu... Nu ne-au ajuns banii și trebuie să ne ducem pe alte cheltuieli. Dar dacă o să-mi iau o mașinuță mică cu care să pot să stau în drum, să pot să fac șansul, îmi iau și-o fac. Sau dacă nu... O manevriez mai ușor. Am să apelez la o firmă cu care pot să fac așa ceva. Nu, dar știți că ați spus dumneavoastră. Da, domnule. Și eu am venit la întrebarea de la Iază, la Echipești. Trincerile aia care trebuie la... proprietăți private, de exemplu, sau la pădure. Cine face? Firma sau le face primăria? Cu potențe de trecere, de josea, înspre parcela. Orice fond european care se dă către o entitate, către o unitate administrativă, așa, îți dă să faci drumuri și șanturi. Nu se dă să facă acces către proprietăți. Dacă nu poți, dacă nu poți, nu poți. Încă o dată, deci nu se dă, nu se fac poduri în dreptul la fiecare proprietate. Nu la fiecare, dar la acest principal, da. E la fântâna ce... Problema pe care noi am discutat-o acolo, la fântână la Nistor, da. Podul care a fost acolo există, îl vorbim și facem la fântână la Nistor o intrare, și facem o intrare din coace la canton și pe partea dreaptă sau partea stângă, cum te duci fiecare om trebuie să lese 2 metri pe care să circulă căruța pe bucăți. Dar intrările este important. Intrările este important. Deci, și la cruce, la pericica, avem un pod la cruce rezervat acolo, știi, am pus semn inginerul, am pus semn și dincolo. Sigur, și omul vine pe acolo la... Să nu se lucreze la și pot, că de asta ei fac și lucrările în funcție de cum au materiale. Dacă nu o să lucreze la și pot acolo către fântâna lui Nistor, trebuie să facă niște drenuri.
Atunci o să aibă de toate acolo, și butelaje, și ciment, și nu știu ce, și o să pun podul de acolo și podul la cantor. Alea două intrări le facem. Nu facem la fiecare. Da, aia nu poți să faci la fiecare. Drumurile care sunt, pe ele vorbesc, de exemplu, acela care duce la Poșel, la Croce, da. Păi acela acolo trebuie să-i faci, ei trebuie să-i facă ăștia. Nu fac ăștia, deci facem noi, e cheltuiala noastră. Domnule, la drumurile agricole nu se decontează drumurile laterale. La drumurile locale se decontează și drumurile laterale. Pe o lungime de 20-25 de metri. Și fac doar ce nu poți. Dar pe drumurile agricole nu se decontează lucrările pe drumurile laterale. Pentru că se spune că este un drum agricol. Nu se gândește că mai sunt și drumuri laterale. Trebuie să intersecții. E drum de exploatație agricol care trebuie să vește exclusiv. Da, acolo nu știu. Nea Mircea, acolo ai văzut că am pus un port către Hârzoghea. Ai văzut că am pus acolo. Așa, urmează să-i punem și port. Nu facem astea două, trei intrări ratarlate. Și cum să-i viseam eu cu Stărică, un băgat dumneavoastră, să-i pui din pot acolo, ăla care a spus a pistit gardă la el, care pe cealaltă. Că a zis că i-a spus că punem un turn, un tub acolo, o grată, nu știu că... Are o spulgere, o spulgere deficitare și trebuie un pic de bună viță. Atunci când o să lucrez cu ciment la drumul agricol și o să fie... Oamenii acolo, la fața locului, îi prelungesc 3 metri acolo. Dar se duce în tubul ăsta la fața porții. Cred că și tu ai fi de acord că apa care îți vine din grădină să-ți pună un tub. Păi da, dar... Dar la el, da, acolo e debit mare de apă. Știu, dom'le, și la mine când vine în spatele grădinii, un debit mare îți face apa de 2 metri. Nu vine nimeni să pună tub. Și acum, acum, i-a spus să-și o facă. Nu poți zis că doar să vină cu betonul la drumul agricol, o să... În cazul de care... El vrea ca să facă tubul acolo la poartă. Da, domnul Tetel, dar nu poți să fac tubul la poartă. Dar tubul ăla la poartă, eu dacă-ți vecer sau altul, îți aduc și mie un tub acolo să-ți facă treaba. Vine un mărșă să-i zbiți. Dacă e la el acasă, să dacă vrei tu să spun, mai vine cineva din ea, să mă duc să iau tubul la stănică, poți să-l pun la poartă. E bun așa? Da, să-l iau de la stănică, unde este la stănică un tub care stă degeaba, că nu mai stă stănică acolo, să-l iau de acolo, să-l pun în altă parte. Da, acolo eu, omul, i-am spus cu rezolv, dar numai trebuie să ai răbdare. Dacă mai avem alte probleme, hai să fiți. Păi, având de vedere că s-o epuizat orele de zi, îi chidim ședința. Vă mulțumim pentru participare. Te mulțumim și Exclusiv TV pentru participare. Thank you.